Un bărbat care era angajat la Vâlciul organizat de Zilele Sucevei a fost înjunghiat mortal de un individ care nu voia să plătească joaca la aparatul de box, scrie Monitorul de Suceava. Agresorul a fost reținut de poliție. Conform mesajul.ro, tragedia a avut loc vineri seara în parcarea unui centru comercial. O dispută plecată din senin și care nu prevestea nimic s-a transformat în crimă între personalul care deservea un carusel și alte două persoane. Unul dintre agresori a venit la aparatul de box și nu a vrut să plătească biletul. Cei patru și-au împărțit pumni și picioare, iar una dintre persoane s-a retras. Rămas în inferioritate numerică, celălalt bărbat a încercat să scape, numai că a fost urmărit de angajații care aveau grijă de carusel. Cel urmărit a scos un cuțit și a lovit la întâmplare. Unul dintre bărbați a fost rănit superficial, iar altul grav. Cel din urmă a fost preluat de o ambulanță și transportat la unitatea primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La momentul agresiunii, zeci de oameni se aflau în parcul de distracție. Suspectul este un tânăr de 26 de ani, care a fost reținut și va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul să săvârșirii infracțiunii de omor calificat, au transmis reprezentanții poliției, relatează mesajul.ro.